Cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la atestarea documentară a primelor structuri cu atribuții de protecție civilă din România, ziua de 28 februarie a fost marcată și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca din Giurgiu. Manifestările dedicate acestei zile au început cu ceremonia de înaintare în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, a 3 cadre militare pentru merite deosebite în activitatea profesională. Este important să promovăm pe principii de competență profesională, asta am făcut-o și asta o să facem, pentru că de multe ori, dacă e greșit spus aplici, dacă acorzi o recompensă greșită unui om care nu merită, faci mai mult rău colectivului decât bine. Este prima avansare înainte de termen din carieră, sper să nu fie ultima. Am muncit și pe această cale le mulțumesc și subordonaților, pentru că și datorită lor am obținut această avansare înainte de termen. E onoare pentru mine ca de ziua protecției civile să fiu avansat. Asta denotă că profesionalismul meu este respectat. Este greu să fii pompier și de ce ați ales această meserie? Este dificil, după cum vedeți și la televizor, numai nenorocirii, suntem expuși riscului și e onoare să fiu pompier. Pe parcursul întregii zile, porțile Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost deschise pentru cei care au dorit să viziteze detașamentul de pompieri din Giurgiu, dar și pe cele din Bolintin, Deal, Mihăilești, Roata de Jos, Greaca și Colibaș. Primii vizitatori au fost elevii școlii numărul 3 din Giurgiu. Celor 18 copii li s-a prezentat tehnica de intervenție, autospecialele de lucru cu apă și spumă, autospeciale de descarcerare, autoscara mecanică, ambulanța, smurd, echipamente de cercetare biologică, radiologică și nucleară, șenilata, embarcațiunea pentru intervenții pe apă, precum și echipamentele pirotehnice. Avem un detector de mine, de proiectile, de grenade. Aici avem câteva muniții care sunt dezamorsate, nu mai prezintă niciun pericol, pentru a vedea cam cum arată și să vă dați seama în momentul care găsiți grenade sau proiectile, să nu vă jucați cu ele, să nu le atingeți, să nu le băgați în foc, pentru că sunt foarte periculoase. Cum ți s-a părut demonstrația pompierilor? Frumos, o acțiune frumoasă. Mi se pare foarte interesant și chiar aș repeta experiența. Ce te-a impresionat cel mai mult? Autospeciala și cei de la pirotehnic. De ce? Mi se par foarte fascinanți. Cu acest prilej, copiii au avut posibilitatea să testeze costume de protecție și o parte din echipamentele de intervenție de pe autospecialele de descarcerare sau de lucru cu apă și spumă. Toți copiii din județ au posibilitatea astăzi să se întâlnească cu salvatorii și, de ce nu, poate să punem în acest fel bazele unei cariere în domeniul acelor care astăzi se află pe băncile școlii. Manifestările dedicate Zilei Protecției Civile din România s-au derulat pe parcursul lunii februarie. Specialiștii ai Serviciului Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca au desfășurat activități de informare preventivă în care au fost angrenate autorități publice locale, elevi și cadre didactice, operatori economici, dar și cetățeni.